Veste bună pentru locuitorii satului Crivina. Astăzi au fost asfaltate ulițele de pe raza acestuia, iar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers în teren pentru a vedea lucrarea. Datorită eforturilor primarului Jenică Cicic, comuna Burila Mare se modernizează pe zi ce trece, cetățenii dobândind condiții de trai civilizate. Iată că a venit rândul satului Crivina, care după ce s-a implementat un proiect foarte important de alimentare cu apă și canalizare, vorbim astăzi despre asfaltarea ulițelor și la invitația domnului primar Cicic am venit astăzi să asist la modul în care se asfaltează una din ulițele din satul Crivina. Acesta este un proiect care se finanțează pe Planul Național de Investiții Angel Saligny, în condițiile în care proiectul de alimentare cu apă și canalizare în acest sat s-a implementat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Îl felicit pe domnul primar pentru tot ceea ce a făcut în această comună. Comuna este pe un drum bun și mă bucur că facem echipă pentru Comuna Burila, pentru județul Mehedinți, împreună cu toți colegii noștri din PSD. Visul meu din 96, de când am venit la primărie, a fost ca toate localitățile aparținând Comunei Burila Mare, cele 5 sate, să conviețuiască și cetățenii la standarde europene. Această investiție, care apa, canalul, toate cele necesare, a fost executate în 95%, acum vine asfaltul. Domnul președinte Aladin Georgescu ne-a ajutat din toate punctele de vedere, de la SF-uri, de la proiectări, de la tot ce a fost necesar, inclusiv finanțarea. Vreau să spun că este un vis împlinit de atâția ani de când am venit la primărie, ca toți cetățenii să aibă cele necesare, iar Crivina, fiind și mai mare decât Burila Mare, s-a îndeplinit visul cetățenilor. Sunt foarte mulțumiți cu acest apă, canal și acest asfalt. Este o zi foarte importantă pentru satul nostru, pentru că, în sfârșit, după etapa de canalizare, apă care s-au finalizat, iată că urmează și asfaltul pe ulițele noastre. Acesta nu poate fi decât un motiv de bucurie, iar toate aceste lucruri, sigur că nu ar fi fost posibile fără implicarea Consiliului Județean Mehedinți, respectiv domnului președinte Aladin Georgescu, care de fiecare dată a fost alături de noi. Este o investiție de suflet atâta vreme cât mă consider și o parte a satului Crivina. Iar pentru oamenii de aici este un lucru îmbucurător privind faptul că nu o să mai fie, în primul rând, praf, nu o să mai fie nămol. Ulițele arătau dezastros după ultimele lucrări de canalizare și aducțiune cu apă. Mulțumim Consiliului Local și Consiliului Județean, domnului președinte Aladin și domnului primar Cicic Jean, pentru ajutorul care ne-a acordat pentru asfaltarea satului Crivina, ulițelor, că n-a fost asfaltat niciodată. Aici a fost o zonă nisipoasă, unde se îmbăltește pe timp ploios. Noi suntem mulțumiți, lumea a început să fie mulțumită, deja apă și canal.